În România, cota de lapte a fost introdusă în 2007, odată cu aderarea țării noastre la Uniunea Europeană. La acel moment, cota pentru România a fost stabilită la 3,057 milioane de tone. Numai că, spre deosebire de alte țări care aparțin spațiului comunitar, România a produs mai puțin lapte decât avea dreptul, iar diferența a fost importată de procesatori din țările vecine, în mod special din Ungaria și Polonia. De mâine, odată cu eliminarea cotelor de lapte, vor crește și grijile fermierilor români, întrucât aceștia nu au condiții optime de păstrare a laptelui până la vânzare, riscând astfel să fie eliminați de pe piața concurențială de străini. Decizia nu-i va afecta pe micii fermieri giurgiuveni, pentru că una din firmele de produse lactate din județ va utiliza doar laptele preluat de la aceștia. Societatea comercială a ținut să precizeze asta într-un comunicat de presă. Societatea giurgiuveană anunță că nu folosește lapte, materie primă din import, pentru fabricarea produselor proprii. În perspectiva eliminării cotelor de lapte, societatea noastră nu va achiziționa lapte din import, existând pe piața internă suficientă materie primă de la producătorii locali care au depus eforturi pentru modernizarea și mărirea capacității de producție și a atingerii parametrilor de calitate privind laptele conform. Pot exista divergențe privind prețul de achiziție între producători și procesatori, dar suntem siguri că se va ajunge la un consens, având în vedere scăderea prețului la raft al produselor lactate datorită presiunii prețurilor mici a produselor lactate importate. Salutăm propunerea guvernului de a micșora TVA-ul pentru laptele și produse lactate și a eforturilor April în acest sens. Această măsură având un impact pe termen scurt și mediu, ce va aduce o stimulare a consumului, ceea ce face ca beneficiarii reali să fie consumatorii finali. Datorită creșterii consumului și implicit a cererii pentru lapte, materie primă, vom putea prelua toate cantitățile de lapte, materie primă disponibile în zonele noastre de achiziții. Sistemul cotelor de lapte a fost introdus în țările Uniunii Europene în urmă cu 31 de ani ca o măsură de a limita supraproducția. De fapt, aceasta reprezintă cantitatea de lapte și produse din lapte ce poate fi comercializată într-un an de cotă care începe la 1 aprilie și se încheie la 31 martie.